Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul Trip Travelive. Am o curiozitate. Voi știți care sunt punctele extreme ale României? Dar mai bine să începem cu ce este mai principal. Ce? Cine? Unde este România? Sunt sigur că știți asta. România este țara noastră frumoasă, o țară situată în sud-estul Europei. Nu este doar cunoscută pentru peisajele sale pitorești și istoria bogată, ci și pentru faptul că se află la intersecția a mai multor extreme geografice. De la punctul său cel mai nordic, unde se învecinează cu Ucraina, la cel mai sudic punct de la granița cu Bulgaria și de la punctele cele mai estice până la cele mai vestice, România este o țară cu o diversitate geografică și culturală impresionantă. Haideți să intrăm în lumea extremelor geografice ale României și să le cunoaștem! Extrema nordică a României se află în satul Horodiștea, care este cea mai nordică așezare din România. Aflată aproape de râul Prut, mica localitate găzduiește mai puțin de 1000 de persoane. În acest colț de țară, cea mai apropiată graniță este cea cu Republica Moldova. Satul Horodiștea, din comuna Păltiniști, se află în județul Botoșani și este legat de restul țării prin șoseaua națională Dorohoi-Rădăuți-Prut. În sudul României, punctul extrem al țării este reprezentat de orașul Zimnicea, din județul Teleorman. Localitatea se găsește la 40 de kilometri de Alexandria. Orașul este destul de mare, având o suprafață totală de 131.031 km2. Fiind port pe Dunăre, aflat pe rutele comerciale, orașul a înflorit de-a lungul timpului. Este consemnat de multe ori în istorie încă din Evul Mediu, pe atunci apărea în cronici sub numele de Dezimnicos. Din sud, mergem în vest și avem Beba Veche, care este cea mai vestică localitate din România. Este un sat foarte mic, cu 1500 de locuitori. În plus, este una dintre cele mai vechi așezări din Banat și se află la aproape un kilometru de granița triplă România-Serbia-Ungaria. Deci pe cât de mic este acest sat vestic, are ceva special. Și din vest, ajungem în est, în cel mai estic punct din România, unde se află Sulina, un loc încântător unde Dunărea se întâlnește cu Marea Neagră. Deși este o așezare liniștită de sub 5.000 de locuitori, nu ai cum să te plictisești aici, pentru că te poți plimba pe Dunăre, poți pescui în delta, poți face plaje la Marea Neagră, iar aici nisipul este fin ca la Mamaia. Sulina nu este legată de restul țării prin șosele, așa că poți ajunge aici doar pe apă. Acum, haide să trecem la cel mai înalt punct din România, care este Vârful Moldoveanu, care se află în masivul Făgăraș din Munții Carpați. Altitudinea sa este de 2544 de metri deasupra nivelului mării, făcându-l cel mai înalt vârf din țară și din întreaga regiune a Carpaților. De la cel mai înalt punct din România, ajungem la cel mai jos punct al României, care se găsește la vărsarea Dunării în Marea Neagră, în orașul Sulina, județul Tulcea. Acest punct are o altitudine medie de aproximativ 0 metri deasupra nivelului mării, deoarece se află la nivelul mării. Este considerat cel mai de jos punct din țară și una dintre cele mai scăzute altitudini din Europa. Punctele extreme ale României sunt în strânsă legătură cu vecinii săi și reprezintă locurile unde teritoriul românesc se întâlnește cu granițele altor țări. Punctul extrem vestic al României se află în satul Beba Veche, județul Timiș, în apropierea graniței cu Serbia și Ungaria. Această zonă a jucat un rol important în istoria relațiilor dintre cele trei țări vecine. Granița cu Ungaria are 448 de kilometri între Beba Veche la sud-vest și Halmeu la nord-est. Granița României cu Serbia este de 546,5 kilometri între Pristol la sud-est și Beba Veche la nord-vest. Granița României cu Ucraina este de 649,5 km între Cuzlău și Halmeu în sectorul nordic și între Rieni și Marea Neagră în sectorul estic. Granița României cu Republica Moldova este de 681 de km între Cuzlău la nord și Rieni la sud. Granița României cu Bulgaria este de 631 de kilometri între Pristol la vest și Vama Veche la est. Iar granița României cu Marea Neagră
De-a lungul platformei continentale este de 193,5 km. Această rețea complexă de granițe subliniază poziția geografică semnificativă a României în Europa, servind ca punct de intersecție între mai multe țări din regiune și oferind oportunități și provocări unice în ceea ce privește relațiile internaționale, comerțul și schimburile culturale. Lungimea granițelor României este de aproximativ 3150 de kilometri. Această extindere considerabilă de-a lungul frontierelor face ca România să fie una dintre țările europene cu granițe extinse. Asta a fost tot, dragii mei prieteni. În speranța că v-a plăcut și că a fost interesant, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare cu alte clipuri interesante. Salutare!